Echipele de inspectori ale Direcției de Control, Verificare și Monitorizare Turistică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au efectuat în primele 11 luni ale anului controle la 9.396 de unități, ceea ce reprezintă o medie de peste 28 de unități verificate în fiecare zi, inclusiv sâmbăta și duminica. În total au fost aplicate 3.403 sancțiuni, topul județelor cu cele mai multe astfel de abateri fiind condus de Constanța, Brașov, Suceava, Arad și Prahova. La nivel național, în unitățile controlate au fost aplicate în primele 11 luni ale anului 516 amenzi în valoare totală de 7.196.000 de lei și au fost date 2.779 de avertismente. De asemenea, au mai fost aplicate o declasificare, 4 suspendări ale certificatelor de clasificare, respectiv licențelor de turism, și 103 retrageri ale certificatelor de clasificare, respectiv licențelor de turism. Primele locuri în topul numărului de sancțiuni aplicate de către inspectorii MDRT sunt ocupate de județele Constanța, cu 460 de sancțiuni, Brașov, cu 271 de sancțiuni, Suceava, cu 212 sancțiuni, Arad, 199, Prahova, 175, Vâlcea, 152, Timiș, 138, Iași, 130, Maramureș, 128 și Bacău, 113. Clasamentul celor mai mari amenzi aplicate are în frunte județele Constanța, cu amenzi de 1.606.500 de lei, Sibiu, cu amenzi de 477.000 de lei, București, cu amenzi de 349.800 de lei, Maramureș, 347.000 de lei, Prahova, 328.400, Brașov, 312.800 de lei, Caraș-Severin, 292.000 de lei, Timiș, 253.400 de lei, Bihor, 252.000 și Cluj, cu amenzi de 223.500 de lei. Cele mai multe unități controlate de inspectorii MDRT în primele 11 luni ale acestui an au fost în județele Constanța, 1155 de unități, Brașov, 640 de unități, Prahova, 606 unități, Suceava, 569, Arad, 505, Iași, 482, Vâlcea, 440, Timiș, 430, Maramureș, 383 și Cluj, 381. Și anul acesta, echipele de inspectori ale MDRT au muncit din greu. În primele 11 luni ale anului au fost controlate 9.396 de unități la nivelul întregii țări, ceea ce înseamnă că în fiecare zi echipele de inspectori au verificat în medie 28 de unități, aici fiind incluse și zilele de sâmbătă și duminică. 28 de unități în fiecare zi. S-a muncit pe brânci, dar pentru dezvoltarea turismului românesc, pe lângă investițiile pe care ministerul nostru le face în infrastructură, este nevoie și de creșterea calității serviciilor oferite de operatorii privați, fie ei hotelieri, operatori de restaurante și terase, agenții de turism și toți ceilalți. Ne vom implica în continuare pentru creșterea calității serviciilor turistice, inclusiv prin sancționarea celor care oferă servicii de proastă calitate. Profit de ocazie să le reamintesc tuturor că au la dispoziție non-stop și gratuit linia noastră Telverde pentru turism 0800 86 82 82. Am primit sute de sesizări de la începutul anului pe această linie Telverde, precum și la celelalte numere de telefon, inclusiv de telefon mobil ale inspectorilor, care sunt disponibile pe site-ul ministerului nostru. Am declarat război celor care pun piedici dezvoltării turismului românesc, iar publicarea pe internet a numerelor de telefon mobil ale inspectorilor MDRT este una dintre dovezile implicării noastre.